deosebit făcut de tine astăzi, ai fost declarat jucătorul meciului. N-am știut. Bună seara, în primul rând. N-am știut. Acum îi știu. Am fericit, dar cele trei puncte cel mai important, sincer. Pur și simplu, ai dominat împreună cu colegii tăi de apărare careul și nu ai lăsat, practic nu au avut nicio ocazie mare. Suntem fundași și pentru asta suntem plătiți. Să apărăm și să nu luăm gol. Te gândești la echipa națională? Nu, mă gândesc la Petrol Ploiești, unde sunt. Și noi vrei să fii și la echipa națională? Normal că da, dar pentru mine la echipa națională e ca un bonus, că joci bine. Și momentan sunt la Petrolul și aici mă gândesc, la echipa mea, la clubul meu, nu la națională. Urmează un meci cu UTA Arad, o echipă care vine să joace. Da, îi cunoaștem, am jucat deja, am pierdut 2-0 în deplasare. Ne dorim să câștigăm, normal. O să analizăm cu noi, cu echipa. Și eu, cum tu știu, noi nu jucăm să pierdem. Noi cunoaștem un jucător de fotbal care joacă să pierdă. Ne jucăm să câștigăm mereu. O să fie o revanșă? Nu revanșă, jucăm pentru 3 puncte. Am pierdut acolo, nu gândesc ca o revanșă, mă gândesc că mai un meci care trebuie să fie câștigat și să adăugăm puncte. Marian, e primul meci, după mult timp când ați primit gol pe final. Da, am trecut peste asta, cred că am învățat și noi după multe greșeli individuale și îmi pare bine că nu mai luăm gol spre final, că pentru toată lumea e bine, suporteri noi și ne dă și încredere pentru meciul următor. Fanii i-a simțit aproape lângă voi acum? Foarte aproape acum lângă noi, foarte mare gălăgie ultimele minute, e foarte bine. Aștepți un stadion plin? Sunt normal. La meciul cu UTA? Normal, mereu aștept plin, mereu. Mulțumim frumos!